Legea carburanților a fost modificată din nou. 57 de deputați PAS au votat textul legii în lectura finală. Astfel, potrivit noilor prevederi, Agenția pentru Reglementare în Energetică va stabili zilnic prețul maxim doar pentru produsele standard, benzina de 95 și motorina Euro 5. Prețurile celorlalte tipuri de combustibil vor fi calculate de fiecare companie în parte. Parlamentarii din fracțiunea Blocului Comuniștilor și Socialiștilor și cei din Partidul Șor s-au abținut de la vot. În noua formulă, legea mai prevede facilitarea condițiilor de acordare a licențelor. Deputații au exclus capitalul propriu minim de 8 milioane de lei necesar până acum pentru obținerea licenței de import a carburanților. Pe de altă parte, companiile trebuie să poată asigura un stoc de cel puțin 1000 de metri cubi de combustibil față de 5000 în prezent. Legea va fi transmisă președinției spre promulgare și va intra în vigoare în 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial. Modificările legii au fost criticate de Centrul Național Anticorupție, care consideră că astfel sunt favorizate companiile importatoare, iar comercianții mici ar putea falimenta. Legea carburanților a mai fost modificată acum 4 luni, când deputații au decis ca ANRE să stabilească prețuri plafon la toate tipurile de carburanți.